Prima întrebare va fi un preambul al discuției noastre de astăzi și o să vă rog, pentru cine încă nu vă cunoaște, să ne spuneți cine este Lobby pentru Banatul de Munte și ce își propune el, așa, câteva cuvinte. Este o asociație care funcționează ca un ONG, înființată în urmă cu aproximativ 5 ani de zile, care și-a propus să încerce să scoată în atenția publică o sumă din problemele pe care le are, mă rog, județul Caraș-Severin, Banatul de Munte, și să încerce o rezolvare a acestora cu resursele pe care le are comunitatea. Și-a propus, dar a și reușit? Da. A și reușit, în parte, chiar dacă succesele nu au fost întotdeauna, să zic eu, totale, cel puțin s-a atras atenția asupra aspectelor pe care le-am adus în discuție pentru opinia publică și au început să caute soluții. Aș aminti ultima mare acțiune, de fapt cred că e penultima mare acțiune inițiată de Asociația Pro Banatul de Munte. Este vorba despre reabilitarea semeringului bănățean și reintroducerea acestuia în circuitul economic. Da, nu s-au făcut încă acest lucru, dar ar trebui să amintesc faptul că în momentul în care am pornit această acțiune, semeringul bănățean era, din orice perspectivă guvernamentală sau CFR-ului, propus către închidere și, mă rog, chiar tăierea căi ferate respective. De asemenea, în strategia de restructurare a căilor ferate din România era o cale ferată neinteroperabilă și deci, mă rog, poate prea mult spus închidere directă. Se dorea, în primul rând, privatizarea, dar cum nu era nimeni interesat pentru privatizare, mă rog, soluția era aceasta de închidere. Și pe calea ferată respectivă, asta iarăși un lucru foarte important, se circulau 3-4 călători pe garnitură. După ce am pornit această campanie, una lungă și de succes, zic eu, pentru că a atras atenția asupra căi ferate respective, ne-am trezit în situația în care, sau am ajuns în situația în care toți decidenții politici, dar și cei administrativi de la SNCSR, nu mai vorbeau despre închiderea semeringului bănățean și vorbeau despre căutarea de soluții. Problema a ajuns până în Parlamentul European, am fost acolo invitat împreună cu Vlădulescu de către parlamentarul european Mircea Diaconu. Am avut o întâlnire cu mulți directori din cadrul Comisiei Europene care se ocupă de finanțările unor astfel de proiecte, vorbeam despre reabilitare, am găsit și ceva soluții. Din păcate rămâne această problemă a faptului că noi, indiferent că suntem Asociația Pro Banatul de Munte sau că ar fi fost primăria Anina sau Consiliul Județean Oțelul Roșu, Consiliul Județean Caraș-Severin, aveam problemă legată de faptul că nu eram proprietarii acestei căferate și nu puteam să fim parteneri într-un astfel de proiect. Acum s-au făcut demersuri, se continuă pe ideea reintroducerii sau introducerii căi ferate respective să zic eu, patrimoniu industrial al Parlamentului, al Uniunii Europene și în patrimoniu UNESCO. Dacă aceste lucruri se vor rezolva și sunt toate șansele ca cel puțin prima variantă cu introducerea în patrimoniu industrial al Uniunii Europene să fie aprobată, atunci cresc foarte mult șansele semeringului bănățean, dar până atunci șansele au crescut deja ca urmare a demersului nostru și a faptului că în urma acestui demers, în momentul de față, pe calea ferată se circulă cu garniturile complete, ca să zic așa, în sensul în care de multe ori se fac și programări pentru a putea să prinzi un loc. Ăsta e un lucru important, zic eu că, da, și dovedește că acțiunea pe care am avut-o a un succes. S-a trezit interesul comunității locale, s-a trezit un interes al românilor de peste tot, oameni care vin din toate colțurile țării și vor să prime cu semeringul bănățean, pentru că au auzit ei în cadrul acestor audieri publice și, mă rog, în media și, mă rog, pe toate căile de socializare de pe internet, că este o cale ferată extraordinar de frumoasă și că merită să o viziteze. Deci acesta ar fi una din inițiativele pe care le-am avut și care, chiar dacă n-a avut un succes total, totuși succesul poate fi cântărit în momentul de față. E palpabil. Palpabil, în sensul ăsta.
suntem în mileniu 3 acum, sunteți și moderni, adică dacă vor cei mai tineri să se implice, mereu caută pe Facebook, pe internet, da, sunteți de găsit acolo? Evident, da. Pentru fiecare din acțiunile pe care le-am avut, există o pagină de internet, pe internet, pagină cu, mă rog, acțiunea respectivă în care s-au spus, sunt explicate toate demersurile care s-au făcut audieri publice, opiniile oamenilor care au participat la lucrurile respective, de unde am început și unde am ajuns, în ce fază suntem. Cont pe Facebook? Da, se poate găsi. Este Lobby pentru Banatul de Munte. Deci și pentru cei tineri și pentru cei... Și pentru cei tineri. Tinerii ne-au ajutat de mult de-a lungul timpului. Am făcut acțiuni cu ei pentru strângere de semnături. Aș aminti iarăși de asemenea că la Semeringul Bănățean am reușit să strângem în câteva zile peste 6.000-7.000 de semnături. Chiar în câteva zile în favoarea Semeringului Bănățean din zona Reșița. Cu tinerii, numai cu tineri am lucrat acolo. Ultima acțiune a avut în vedere tot o parte turistică. E vorba de una dintre cele mai frumoase zone ale Banatului de Munte, zona Munților Țarcă. De unde a plecat aici inițiativa și concret despre ce e vorba? De la o discuție. De mult, multe pleacă de la discuții private. O discuție cu cei din administrația Comunii Zăvoi, cu primarul Doru Cârdei, care își manifesta nemulțumirea vis-a-vis de faptul că o sumă din proiectele cu care s-a prezentat în campania electorală au probleme să fie implementate datorită unor sau din cauza unor restricții din zona care există în zona respectivă, zona care se află în situl de protecție Natura 2000. Și pe de altă parte tot însul spunea că, hai să zicem, toate aceste restricții întârzie foarte mult implementarea proiectelor pe care le are în vedere pentru comunitatea locală, dar spunea el că există un risc ca ele să devină imposibile de aplicat ca urmare a unui alt proiect pe care îl derula un ONG numit WWF, proiect care avea în vedere transformarea munților respective în zone de sălbăticie. Și am încercat, în urma discuției pe care am avut-o cu dânsul, să vedem ca în ce presupune zona de sălbăticie. Din păcate, ea nu este foarte bine, sau din păcate sau din fericire, nu pot să sta, nu este reglementată în legislația românească, dar există reguli foarte clare stabilite în legislația europeană și, uitându-ne pe ele, conștient fiind că dacă se va întâmpla, va trebui să preluăm aceste reglementări stabilite în legislația europeană, am constat că într-adevăr așa stau lucrurile și că, de fapt, zona de sălbăticie este incompatibilă cu intervenția umană, să zic eu. Am înțeles atunci temerile de oamenilor din zona respectivă, pentru că, pe de o parte, asistăm la 20 și ceva de ani în care s-a lucrat cu înverșunare împotriva, să zic eu, economicului din această zonă, împotriva unităților economice din această zonă. S-au închis, sau sunt aproape închise, combinate metalurgice, prelucrarea lemnului, fabrica de mobile de la Caransebe și... Inclusiv anile complexului hoteliere. Inclusiv anile complexului hoteliere din zona respectivă. Da. Și mă rog, cam tot ce înseamnă fabrici, uzine prin zona aia s-au închis, vorbindu-se în acest timp de faptul că există o oportunitate încă neexploatată care constă în dezvoltarea turismului, microturismului, mă rog, și că munții Țarcu din această perspectivă nu sunt exploatați. Ei oferând posibilitatea dezvoltării în acea zonă a unor pârtii de schiat, a unor pensiuni, mă rog, cu toate infrastructurile necesare în zona respectivă, lucru care ar putea să oferă o oportunitate importantă pentru cetățenii și în acel loc. Din păcate, după 20 ceva de ani, când am eliminat orice fel de alte posibilități de dezvoltare în zonă, vine cineva și spune că și această oportunitate în care am sperat și către care oamenii s-au îndreptat ușor, ușor, cu neîncredere la început, dar au ajuns acum în perioada în care deja oamenii au început să facă investiții, vine cineva și spune nu, că ăsta e un lucru interzis pentru că acolo se dorește zona de sălbăticie. Zona de sălbăticie, intrând, așa cum spuneam, în contradicție sau fiind incompatibilă cu prezența oamenilor în zona, în acel spațiu. Asta înseamnă că dacă există urmă de
intervenție umană, ele trebuie eliminate, efectiv. Dacă există o pensiune, trebuie eliminată, dacă există un drum de acces, trebuie eliminat, că acolo este numai voie să faci nici măcar pășunat, care este o tradiție, hai să zic eu, de sute de ani în zonă. Sunt sate acolo care sunt atestate din anii 1300 și asta în urma... Asta e o chestie care m-a intrigat foarte mult, pentru că eu am fost un ziarist apropiat de partea asta, de zonă de mediu, și nu puțini au fost specialiștii care mi-au spus că această zonă a avut întotdeauna pășunat, ceea ce n-a făcut-o să nu mai fie sălbatică, și că însuși oaia și pășunatul în sine sunt partea ecosistemului. Anumite flori, anumite plante se reproduc pentru că există gunoi de oaie, pentru că e mâncată de oaie sau lovită de oaie, în așa fel încât să-și poată face polenizarea, și că o excludere totală a animalului și a pășunatului în zonă pot afecta inclusiv biosistemul acela, care poate să aibă, nu știu, flori rare sau ce Dumnezeu are de ies Natura 2000, dar s-a format așa, împreună cu oaia, împreună cu ciobanul, împreună cu procesul de transformanță care are tradiție milenară în zona aia. Au trăit unii împreună, ca să zic așa, și mă rog, s-au protejat împreună până la urmă. Oamenii au protejat muntele, muntele a protejat pe ei. Da, e bine să fac cu totuși o precizare, pentru că am ajuns în zona asta în care m-am vorbit despre un ONG-ul care lucrează pe zona de mediu. Probanatul de munte n-are nimic împotriva acestor ONG-uri, ba din potrivă le consideră partenere în orice fel de proiect, mă rog, care presupune protecția mediului. Probanatul de munte are ceva împotriva exagerilor din această perspectivă. Și în momentul de față vorbim de o exagerare, efectiv, care riscă să elimine șansa oamenilor din acea zonă să trăiască într-un mod decent, folosind resursele pe care le-a oferit comunitatea, spațiul în care ei trăiesc de sute de ani. Sunteți indulgenți, aș spune, manipulare. Da. Și există o discuție în mediul social, în societatea din zona aceasta, există niște întrebări între ecologiști, între iubitorii de mediu, de ce WWF-ul nu se implică în toate problemele de mediu. E o întrebare... Spre exemplu, o luptă foarte frumoasă duce Jack Nera acum cu parcurile naționale, cu defrișările. Corect, care au am urmărit-o acolo, și chiar am toată aprecierea pentru... În care WWF-ul, deși e mult mai puternic, incomparabil mai puternic decât Jack Nera, stă cu mâinile... Am urmărit acțiunile celor de la Jack Nera și am toată simpatia și tot respectul pentru munca pe care o fac. Despre WWF, na, aveam și oarecare rezerve. Ce am, Doamne, poate oamenii mânați de bune intenții, poate cu mențiunea că de multe ori drumul spre ea de presărat cu gânduri bune, zicea cineva. Acum, am fost, și mie îmi place muntele, îmi place ce mai plec în drumeții, în astea zile trecute, acum două săptămâni, am fost în retezatul mic și am dormit într-o cabană, într-o stână, la o stână deschisă pe timp de iarnă pentru vizitatori, pentru cei care ajung pe acolo prin munte. Și acolo am întâlnit un grup de oameni ai muntelui, care fac asta în permanență. Toate ierile, toate verile spre munte. Ei lucrează și pe zone de mediu, lucrează și pe protecție, strâng mizeria de pe urma turiștilor. Sunt oameni care nu sunt plătiți pentru asta, dar care fac pentru natură lucruri infinit mai mari decât fac alte organizații care sunt plătite, primesc bani frumoși. Sincer, am rămas surprins să constat rezerva cu care îi priveau toate acțiunile pe care le derulează WWF-ul. Ei spuneau că acești oameni n-au nimic comun cu ideea de protecție a mediului. Acum, a fost ceea ce spuneau ei, am martor la discuția respectivă, am fost cu domnul Rupa și cu soția domnului Rupa la discuție. Da, cred că știți. Au asistat la discuția respectivă și chiar ne-au felicitat pentru acțiunea pe care am inițiat-o noi. Dar n-am spus că cei care se uită la noi, nu știu, în ce costă exact acțiunea, n-am apucat să spunem. Da, păi într-o acțiune de informare a cetățenilor, pentru că și aici, mai vorbim la un moment despre manipulare și da, tind să-ți dau dreptate, chiar este manipulare, pentru că ei, ca să obțină un aviz din partea cetățenilor din statele respective, din zona, din arealul respectiv, au transmis un gen de informații care nu sunt, care sunt incomplete sau eronate, în mod intenționat transmise. Ei au vorbit cam în felul următor. Zona de sălbătice aduce foarte multe beneficii cetățenilor din acest spațiu.
În ce sens? A, nu vă temeți voi pentru că nu mai este... Nu, în primul rând au vorbit de faptul că nu mai este interzis pășunat. Nu au vorbit despre faptul că, nu mai inter... că este interzis, interzisă culegerea fructelor de pădure. Nu au vorbit despre faptul că drumurile de acces care există în momentul de față trebuie demolate. Nu au vorbit despre faptul că, eu știu, ca să intri în acel spațiu trebuie un aviz de la un custode al zonei respective. Nu au vorbit despre nimic din toate astea și faptul că nu spui despre lucrurile astea e deja un prim semn de întrebare. Au vorbit despre faptul că o să vină de acolo resurse importante din finanțări europene, dar n-au spus nimic despre faptul că acele resurse vin doar pentru a îndepărta prezența umană acolo și că, de fapt, singurii beneficiari al acelor resurse sunt cei care administrează parcul respectiv, în speță poate chiar WWF-ul. Poate, zic, poate să fie altcineva. Dar oricum niște filme de acest gen. Nu a spus despre faptul că în acest context cetățenii o să fie trimiși tot mai jos către baza muntelui, sătenii o să fie tot mai jos către baza muntelui, pentru că există acolo trei zone, zona nucleu, zona tampon, zona de tranziție, care toate, la nivel, la limită maximă întinse, pot ajunge la 30.000 de hectare, 30.000 de hectare care se duc undeva de la vârf către bază, care se duc peste satele oamenilor, situație în care oamenii trebuie să coboare tot mai jos, sau de ce nu, ne mai găsim nici locul, trebuie să plece efectiv din acel spațiu. Să plece cum așa pleca foarte mulți alți români în afară. Ne vorbim despre chestiile astea, dar încercând să creezi o imagine oarecum idilică despre sălbăticie, e clar că este vorba despre manipulare. Despre și am zis ce putem să... Despre ne vorbim despre foarte multe chestii. Da. Eu mi-amintesc că am avut o discuție telefonică cu primarul din Armenie, domnul Cristian Vela, care am spus câteva lucruri despre ce se întâmplă și la Andreea Dănea. Ați fost consultați, știți? El a zis, domnule, nu e adevărat, sunteți prost informați, o să știm de zona aia sălbatică, dar o să fie numai de la 2000 de metri în sus. Mm. În condițiile de impuse de lege de hectare și de suprafață, sub nicio formă nu poate siguranță fi numai de la 2000 de metri în sus. Pe tot muntele, pornind de la baza de are 50.000 de hectare, aproape 50-52, și noi atunci ar trebui să intre pe zone de restricție până la 30.000. Dar oamenilor li s-a sugerat că e vorba doar de golul alpin, nu ei au mai înghitit o gălușcă de genul ăsta când a fost vorba despre siturile Natura 2000, care li s-a spus de asemenea că în o anumită zonă și până la urmă s-a extins peste tot, chiar în sate, acolo unde dacă vrea să facă o canalizare sau asta trebuie să aibă, obțină nu știu ce avize, nu ălea care sunt, de la nu știu ce administrator de situri și așa mai departe, care întârzie foarte mult lucrările, întârzie și dacă nu te încadrezi în timp pe finanțări europene, există riscul să le pierzi, mai dimpotrivă să mai dai și niște bani. Acum, mă întorc la ce ne-am propus noi. Am zis, da, e clar că este o evidentă, să zic eu, tendință de a nu spune, de a nu informa oamenii și de a obține un aviz din partea lor păstrând oarecum în ceață toată chestia asta. Și am zis, ce ne rămâne nou de făcut? Este să încercăm să aducem noi informația în rândul oamenilor. Și ne-am propus să informăm. Atât. Până la urmă, decizia trebuie să le aparțină oamenilor. Dar e corect. Ei trebuie să fie, poate chiar și în contextul actual, după ce au toate informațiile, unii dintre ei să zică, da, domnule, vrem zona sălbatică acolo și e dreptul lor să solicite acest lucru. Marea majoritatea de acolo, ca într-o societate democratică, trebuie să decidă un astfel de. Dar pentru a decide, trebuie, așa cum spuneam, să fie informat. Și ne-am propus să facem acest lucru. Am făcut materiale de informare. În primul rând am făcut un material în care prezentam avantajele și restricțiile existente în siturile Natura 2000, în care ei se află acum, pentru că și acolo sunt goluri de informare, așa cum spuneam. Și în paralel cu asta am făcut și avantajele, ghilimele, și restricțiile existente în cazul siturilor sălbatice. Și după ce oamenii au văzut, au început să-și pună întrebări. Păi noi n-am știut asta. Păi acum trebuie să știi. Și să decideți. Am făcut o echipă coordonată de câțiva profesori universitari care au fost în satele respective, au stat de vorbă cu sătenii și pe lângă ei și alte persoane, au stat de vorbă cu sătenii, au întrebat ce știți despre zonele de sălbăticie, ce restricții știți că se aplică în situația respectivă, cum credeți că vă poate ajuta treaba respectivă. Și s-a stat de vorbă cu câteva sute de oameni. S-au făcut, după ce s-au făcut informările respective, oamenii au primit câte un chestionar pe care să-l completeze. 600 și ceva de oameni au completat chestionarele respective și s-au manifestat prin chestionare clar împotriva, peste 90% împotriva, de data asta informați fiind.
împotriva zonelor de sălbăticie. Pe de altă parte, s-au împărțit pliante cu toate detaliile respective, peste 1500 de pliante. S-a stat de vorbă cu oricine s-a putut sta de vorbă. S-a mers din poartă în poartă și, mă rog, în final, finalul acestei acțiuni a culminat, a avut sau ca vârf, ca audierea publică care a avut loc în Comuna Zăvoi, audiere publică, mă rog, în care solicitată de către administrația din Comuna Zăvoi, la care au participat și alți primari din zonele respective, la care au participat sătenii, era, de fapt, o adunare publică, putea să participe oricine. Au fost prezenți peste 100 de persoane într-o zi de duminică, au fost depuse vreo 40 și ceva de depoziții, 25 de oameni, 30 de oameni au ieșit și le-au exprimat public în fața celor pe posturile de înregistrați fiind, poate fi urmărită opinia lor pe momentul de față pe internet. Printre ei au fost și administratori de pensiuni, oameni care au lucrat, de exemplu, mi-am amintesc că era vorba despre cineva care a lucrat aproape viața întreagă în Germania, la final a ieșit și el la pensie și banii pe care au reușit să-i strângă a venit în zona în care s-a născut, de unde a plecat, în zona asta a Muntelui Țarcu și a zis să-și dezvolte acolo o pensiune. A băgat toți banii pe care avea în afacere respectivă, fiind pus acum în situația în care, dacă se declară, se merge mai departe cu zona de sălbăticie, să-și închidă porțile la toată afacerea, să plecem mai departe. Nu este în regulă. Nu ne putem juca cu oameni în felul ăsta. Nu ne putem juca pentru că i-a venit, da, eu știu că există oportunități de finanțare a diverse proiecte. Că, eu știu, Comisia Europeană, mă rog, deschide proiecte și pe probleme de mediu și pe probleme de sălbăticie a mediului, să zic eu. Dar nu de dragul acestor bani ne ducem și implementăm proiectele respective. Trebuie să stabilim foarte clar unde există nevoia, oportunitatea, să zic eu, implementării unor astfel de proiecte, astfel încât ele să nu intre în contradicție cu nevoile oamenilor de acolo, cu viața lor, să nu-i pună în situația de a nu mai putea trăi acolo. Pentru degeaba protejăm mediul și, sau nu, să nu zic degeaba, protecția mediului trebuie să fie în armonie cu protecția oamenilor. Sau oamenii sunt și ei parte din mediu. Sunt parte din mediu, efectiv. Ei sunt partea ecosistemului despre care vorbeam. Vreau să închei discuția asta cu o întrebare un pic mai dificilă și mai dură, dar cred că pe care foarte multă lume și-a pus-o după 1990 încoace, mai ales cei care se uită atent și cunosc foarte bine județul care astăzi din zona asta, fie că vorbim de Muntele Mic, fie că vorbim de Baiana Mărului, pe vremea lui Ceaușescu zbârnuia, da? Din punct de vedere turistic, erau niște hoteluri acolo, Corilo, teleferic, foarte mari, cu capacități de cazare mari, care funcționau, oamenii veneau la schi, veneau la munte, la Poiana Mării, nu mai vorbesc, mai ales în perioada interbelică, se venea foarte mult pentru aerul de acolo. Brusc, după 90, totul s-a ruinat, totul a devenit o ruină și iată că mai descoperim că sunt și alte persoane care numai că le convin, cărora numai că le convin această ruină, dar încearcă să o mențină, dacă se poate, spre nesfârșit. Și atunci mulți s-au întrebat dacă există sau dacă e posibil ca noi să fim sabotați oarecum din exterior, să nu avem zone turistice de o mare amploare, nu știu, cum are Elveția, cum are Austria, cum are Germania, tot cum are Ungaria. Pentru mine Ungaria, care sunt vecinii noștri, sunt un mare exemplu. Serbia, nu mai vorbesc. Copaonicu e la câțiva pași de noi. Dunărea, păi numai dacă... Și aici se pune întrebarea, nu? Dacă te uiți pe malul sârbesc al Dunării, turismul e în floare, oamenii fac bani, se bucură de natură, că nu sunt calamități naturale pe partea sârbească a Dunării, în timp ce pe partea românească a Dunării, în județul Caraș-Severin, totul e praf. Este ceva prin Mehedința, acolo, dacă cobor Cotitura, Jvinița, Eșenița, Dubova, acolo mai e ceva. Dar nici acolo, după Orșova spre Turnul Severin... Și niște prețuri de aproape nu te poți atinge de... Pe deosebire de malul sârbesc, în care poți întâlnești prețuri rezonabile... Și atunci e o conspirație de asta împotriva dezvoltării... Eu spun următorul lucru. Orice conspirație ar fi, ea e sortită eșecului dacă la ea nu participă și românii. Din păcate, sentimentul meu este că până acum decidenții
românii au făcut, dacă existat aceste jocuri, le-au ieșit în întâmpinare și le-au ajutat să devină proiecte, ca să zic eu, de țară. Distrugerea tot ce s-a întâmplat până acum. Ce s-a întâmplat pe zona de turism, lucrurile despre care vorbeai, nu sunt, sunt doar cu o continuitate a ceea ce s-a întâmplat în zona economică, în care foarte multe întreprinderi care ar fi putut avea viață au fost distruse sistematic, aduse în gradul de, în zona de nefuncționare, pe ideea că pot fi privatizate și pe aproape nimic, după aia repuse pe picioare. O parte dintre ele s-a întâmplat să fie așa. Însă cea mai mare parte au fost închise definitiv și evident că economia românească a avut mult de suferit, că oamenii n-au mai avut locuri de muncă, iar efectul acestui fapt este că peste 3 milioane jumate sau poate chiar 4 milioane de oameni, de români, cei mai activi dintre ei, cei mai profesioniști, sunt plecați din țară, fiind asta acum puși într-o situație, cred că cea mai ingrată dintre țările existente în România, în acest spațiu european, ca dacă mâine niște oameni politici vor să facă un proiect de țară, să nu aibă cu cine pune în practică acest, să nu aibă resursa umană care să pună în practică acest proiect de țară. Acest lucru s-a întâmplat și pe zona de turism. Au fost foarte multe zone hoteliere care au fost lăsate, uite să ne uităm ce s-a întâmplat pe Semenicu, care au fost lăsate de izbeliște. Acolo se întâlneau mii de oameni în weekend-uri și participau la, mă rog, tot ceea ce le oferea muntele din punct de vedere sportiv, din punct de vedere cultural, din punct de vedere al întâmplărilor cotidiene. În momentul de față nu mai există locuri de cazare, efectiv. Așa s-a întâmplat și cu muntele mic. Acum există această șansă ca oamenii, nemai având niciun fel de altă soluție, unii dintre ei reușind să facă bani prin afară, așa cum spuneam, să vină și să încerce să reconstruiască pas cu pas, mă rog, ceea ce a pus înainte sau poate chiar mai mult decât atât. Pentru că ai dreptate, sunt exemple în zona noastră, cum este Serbia, cum este Ungaria, cum este Austria, cum este Elveția și ele pot fi modele pentru România. Dar ca să nu urmăm aceste modele, pentru că aceste lucruri să nu se întâmple, vine cineva și spune, domnule, nu, e interzis orice fel de intervenție umană aici. Și surprinzător este pentru mine că cei care finanțează astfel de proiecte sunt posibili noștri concurenți pe zona de turism, cum ar fi Elveția, Austria și mai departe. Nu e normal ca o țară care și-a pus ca nimeni altă cineva în valoare, mă rog, potențialul turistic pe care îl are, să vină și să financeze proiecte în care, mă rog, sunt trecute în zona de sălbăticie și în orice fel de intervenție umană în România, efectiv. Nu este normal, nu e firesc, nu e în regulă. Acum, că ei fac asta, pot înțelege, încearcă să se protejeze. Că există români care, de dragul acestor bani, pliază pe astfel de proiecte, asta nu mai pot înțelege. Da, și am avut există la Plana Mărului o asociație a oamenilor de afaceri de acolo. Blojul Plana Mărului, am avut o discuție cu cineva și chiar mi-amintesc că la una dintre prelucrările astea pe fonduri europene, unul din bătrânii din Borlova s-a dus la persoanele din proiect și a zis, mamă, dar tu cât ai salariu? Și aia a zis 7.000 de euro pe lună. Și atunci a zis, la 7.000 de euro pe lună te înțeleg de ce să vii să faci asta eu și dacă îmi vând tot ce am eu, nu adun banii ăștia. Adică există, într-adevăr, și un interes financiar pentru a promova tot felul de proiecte. Deci cineva e plătit cu 7.000 de euro pe lună ca să facă ce? Să distrugă orice fel de oportunitate a oamenilor ălora care trăiesc de pe o zi de alta să mai trăiască în spațiul respectiv. Care a fost concluzia, și cu asta și închidem, concluzia Comisiei de Experți? Concluzia de Comisiei de Experți a fost, mă rog, sintetizată într-un raport sinteză, chiar așa se numește. Ideea este că peste 90% din cetățenii care trăiesc în spațiul respectiv sunt fermi sau declarat ferm împotriva declarării zonei respective ca zona de sălbăticie. Acum, rămâne să vedem ce facem cu acest raport sinteză. De fapt, nu rămâne să vedem. Știm ce avem de făcut cu raportul sinteză. El trebuie să ajungă la decidenți. La decidenți administrativi, politici, pentru că este de așteptat că acest proiect, acest făcut de către WWF, să meargă mai departe, să fie transformat într-o lege. În mod normal, nu investește nimeni să facă un asemenea studiu
în care se concluzioneze că acel spațiu se pliază pe ideea de transformării lui într-o zonă sălbatică și să-l păstreze așa. Bun, după acest studiu, se merge cu studiul mai departe, se intră pe zona de lobby în relația cu decidenții politici, astfel încât ne putem trezi ca în termen de câtva timp, într-un termen rezonabil, mai scurs sau mai lung, nu mai contează până la urmă, să apară și cadrul legislativ care să stabilească că acele zone sunt zone de sălbăticie. E, noi trebuie să facem în așa fel, încât decidenții politici, când ajung să aibă în mână o asemenea solicitare, să aibă la fel la îndemână și punctul de vedere al cetățenilor din acel spațiu, care se declară clar împotriva declarării zonei respective ca zone de sălbăticie. Asta trebuie să ajungă la administrațiile locale din zonă, la Consiliul Județean, trebuie să ajungă la primul ministru, trebuie să ajungă la miniștrii, responsabili, trebuie să ajungă la președintele țării, trebuie să ajungă în Parlament, la toți șefii de grupuri, toate partidele și șefii de grupuri parlamentare. Când se va discuta acel lucru, stați-mă să-și amintească fiecare, a mai zis cineva, mai avem un material despre chestia respectivă, să vedem ce au zis oamenii aia și cum argumentează împotriva acestei idei. Mulțumesc. Și eu mulțumesc.